Da. Felicitări pentru victorie, un final așa foarte tensionat, dar cred că cel mai mult contează rezultatul, nu? Da, mă bucur că am câștigat, mă bucur că mergem acasă liniștiți, este un drum lung, este un nou început. Țin pe această cale să-i mulțumesc vechiului staff pentru tot ce a făcut pentru această echipă. Dar acum suntem lângă Marius, îl știu de mult, am jucat, am fost colegul el, sunt alături de el și mă bucur că am început cu drept. Mi se pare că ați avut un joc colectiv, adică v-ați cam ajutat unul pe celălalt astăzi. Mie asta mi s-a părut că a fost diferența. Voi ați fost o echipă, Uta a avut individualități, a câștigat echipa în seara asta, nu? Da, cred că de când a venit Marius s-a schimbat puțin jocul. Fiecare antrenor are filozofia lui. Nu spun că unii nou antrenori nu au o filozofie bună, dar să spunem că filozofia lui Marius a dat roade și să sperăm că următorul meci vom lua din nou cele 3 puncte. Erați într-o situație dificilă, diferențele sunt foarte mici acolo, victoria este cu atât mai prețioasă cu cât vă lasă undeva cu 3 locuri mai sus după etapa asta. E așa, simțiți că cumva că e un alt început? Din punctul meu de vedere este o victorie care îți dă un moral, îți dă o încredere de a lucra tactic mult mai bine la antrenament, de a veni cu mai multă plăcere la antrenament, de a te reface mai bine, pentru că atunci când ești pe un fond bun, toate lucrurile sunt bune și probabil acum și soțiile și familiile sunt fericite pentru că nu mai veni supărați acasă. Deloc de neglijat și evoluția ta e pentru a treia oară când ești ales omul meciului. Cum te simți și tu? Adică mi se pare că ești la unul dintre cele mai bune sezoane ale tale, dacă nu chiar cel mai bun. Să știți că mi-au lipsit mult jocurile. Mi-a lipsit în perioada în care a fost la Steaua să joc. Am vrut asta, de aceea am și plecat, pentru că dacă alegeam doar partea financiară, să zic, stăteam acolo, deși am lucrat lângă un antrenor de portar foarte bun și țin să-i mulțumesc lui Marius pentru acești 2 ani. Acum sunt aici, lucrez cu un alt antrenor de portari, deocamdată lucrurile decurg bine, suntem toți o familie alături de Grab, de Micle și oricare intră, sperăm să ducă Piteștiul acolo unde își dorește toată.